Iașul, vechea capitală a Moldovei, este un oraș încărcat de istorie. Multe evenimente importante s-au desfășurat aici. Unirea de bază a românilor din anul 1859 a început la Iași și a fost continuată la București. Iar în perioada anilor 1916-1918, cu prilejul refugiului, Iașul a găzduit guvernul României și familia regală. Istoricul Sorin Iftimi, de la Muzeul de Istorie al Moldovei din Iași, punctează rolul pe care Iașul l-a avut pentru pregătirea unirii din 1918. Într-un nou episod dedicat centenarului Marii Uniri. Unirea Moldovei cu țara românească din anul 1859 și mai apoi unirea din cursul anului 1918 a Basarabiei, Bucovinei de Nord și a Transilvaniei cu regatul României au reprezentat împlinirea idealului de veacuri al românilor. 1918 reprezintă o bornă deosebită în evoluția noastră istorică. Astăzi chiar ne raportăm la această sărbătoare când vorbim de centenar. Cu toate acestea, trebuie să nu uităm cea de întâi unire, cea de la 1859. Aceea a fost cea care a pus bazele statului român modern. După acea unire a apărut pe harta Europei un stat cu numele de România, chiar din 1862, și a trebuit să nu ne refuzăm astăzi ceilalți 60 de ani de istorie care se adaugă centenarului și să nu vorbim de 100 de ani de statalitate românească, când acest fapt este inexact, și să reușim să integrăm istoriei noastre și memoriei colective ambele mari evenimente care au marcat istoria noastră contemporană și modernă. Din cauza împrejurărilor nefavorabile de pe frontul de vest, în anul 1916, armata a fost nevoită să se retragă în Moldova. La Iași, populația și conducerea țării au avut de înfruntat iarna cumplită dintre 1916 și 1917, precum și istovitoarea epidemie de tifos. De un real folos în acele împrejurări grele a fost misiunea franceză condusă de generalul Berthelot. Luptele de la Oituz, Mărășești și Mărăști, din iulie-august 1917, au arătat lumii valoarea armatei române, vitejia și spiritul său de sacrificiu. Cu toate greutățile și necazurile pricinuite de întorsătura evenimentelor, în cele din urmă, unirea românilor și înfăptuirea statului unitar aveau totuși să se înfăptuiască. Iașul a avut un rol important în acele momente. Era orașul care se retrăsese din istorie după 1859, trăindu-și traiul destul de modest și fără ambiții, rămăsese fără resurse, fără vizibilitate, o mare parte din familiile importante din Moldova și din Iași s-au mutat la București și se credea că această ieșire din istorie este pentru totdeauna. Anul 1916, cu mersul acesta nefericit al războiului, a făcut ca la un moment dat să fie necesar refugiul la Iași, să fie necesară părăsirea Bucureștiului de către guvern, parlament, familia regală și într-un mod destul de neplăcut, pentru că nu a existat un plan B. Foarte multe ministerii, instituții care la București aveau niște sedii importante, spațioase, au venit într-un oraș mult subdimensionat, pentru că fusese neglijat. Și au trebuit ca instituții foarte mari să se înghesuie aici în condiții foarte precare. Spuneam despre familia regală că a avut ca sediu aceste două clădiri, Muzeul Unirii de astăzi, fosta reședință al Alexandru Ioan Cuza și Casa Cantacuzino Cozadini, cunoscut astăzi ca Palatul Copiilor. Atunci când a fost vreo să se marcheze în spațiul public această prezență,
Palatul Cantacuzno Cozadini a devenit sediul Fundației Regale Ferdinand, care avea un prim sediu la București. Tot în memoria regelui, peste drum, s-a făcut Palatul Bibliotecii Centrale Universitare de astăzi, care de fapt era sediul Fundației Ferdinand. O fundație bine finanțată și bine înzestrată, avea o bibliotecă extraordinară pentru un oraș universitar ca Iașul, a fost un dar neprețuit, care a ajuns în timp să dețină 2 milioane de volume. Deci pentru cineva care voia să studieze așa cum se cuvine, avea la Iași condițiile, având această foarte bună sursă de informare. Care a fost reacția în rândul oamenilor de aici? Ospitalitatea moldovenească a fost pusă la grea încercare în 1916, cu prilejul refugiului, pentru că, spuneam, orașul era mic, avea vreo 70.000 de locuitori, clădirile puține și destul de vechi, resursele limitate și o creștere de 3-4 ori a populației nu era o plăcere pentru nimeni. În plus, s-a nimerit să fie o iarnă cumplită de friguroasă, pentru că una din soluțiile preconizate pentru cazări era ca în curțile interioare ale clădirilor de astăzi să se facă barăși din lemn, care pentru o iarnă care a avut frecvent temperaturi de minus 20 de grade, minus 30 de grade, pe o perioadă lungă de timp, a făcut să nu funcționeze prea bine nici această soluție, încât vă dați seama, fiecare ieșean primea în spațiul său mai multe persoane. Ce și-au regăsit românii atunci, totuși și-au regăsit solidaritatea și umanitatea. A reușit să regăsească și speranța și umăr la umăr să purceadă la un nou proiect de țară. Mai întâi, când frontul s-a stabilizat, încrederea a revenit. Apoi, modul în care va arăta România de după încheierea păcii a început să prindă contur. Această solidaritate, această umanitate întâlnită aici la Iași a sudat într-o măsură mult mai mare națiunea. Care a fost implicarea Mitropoliei Moldovei și a oamenilor din administrația Mitropoliei? Se știe că ceea ce însemna o parte din Ministerul Culturii, de Casa Bisericii, deci mai toate instituțiile centrale de la București, când s-au refugiat la Iași, au mers în locul echivalent, acolo unde puteau să pretindă niște spații și să găsească sprijin. Palatul Mitropolitan este cel care a găzduit la acea vreme mai multe fețe importante din politica noastră. A fost găzduit acolo Dimitrie Brătianu, ministrul armamentului la acea vreme. A fost găzduit Ighe Duca, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, pentru o scurtă perioadă. Dar poate mai important este faptul că în salonul de la etaj au fost mai multe întâlniri ale oamenilor politici în acea vreme, mai ales când s-a pus problema reformei agrare pentru soldați. Se știe, la acea vreme eram o națiune în care 80% erau țărani. Ei veniți la coarnele plugului, umpleau acum tranșeele și apărau cauza românească și presiunea Revoluției Bolșevice din Rusia, deci, care se răspândea cumva și în tranșeele din Moldova, a făcut ca pentru țărani să fie gândită o soluție generoasă, o soluție rezonabilă de după război. Ei nu se mai puteau întoarce la aceea stare de clăcași, de oameni lipsiți de mijloace. Regele le-a făcut promisiuni pentru o reformă agrară importantă. Prima dată când toți au fost de acord că trebuie găsită o soluție importantă a fost aici, în salonul de la etajul Palatului Mitropolitan, sub oblăduirea Mitropolitului de la acea vreme, ceea ce dă o importanță istorică palatului. Se știe apoi că o parte din oaspeții importanți pe care i-a avut Iașul la acea vreme, ministrul de război din Belgia, Van der Helde, când a venit aici la Iași, era apoi, cred că și Tomas Masaryk, viitorul președinte al Cehoslovaciei, au fost pentru o vreme găzduiți în încăperile din Palatul Mitropolitan. Memoriile epocii vorbesc despre Paști, despre ceremonia de Anul Nou, cea de Crăciun, care se serbau la Mitropolie prin slujbele obișnuite, dar poate cea mai însemnată este ziua de 30 aprilie 1918, când a fost serbată unirea Basarabiei cu România. A fost o slujbă specială și apoi o ceremonie cu
cu delegația venită de la Chișinău, cu clasa politică adunată aici la Iași, se păstrează imagini foarte interesante din fața mitropoliei, în care această clasă politică care a făcut România mare este prezentă acolo și solidară în asemenea momente de importanță istorică. Prin jertfa celor 800.000 de eroi români căzuți în marele război pentru unitatea politică a tuturor românilor, s-a creat statul național unitar român. Gândind la jertfelnicia lor închinată patriei, ne plecăm cu respect și recunoștință eforturilor tuturor acelora care au contribuit la realizarea României mari. Este un moment de sărbătoare care ne pune să reflectăm mai mult asupra ceea ce înseamnă țara, națiunea. Se știe, statele naționale au fost create în secolul XIX ca o aspirație legitimă și la vremea respectivă era considerat un proiect foarte avansat în spațiul politic european. Astăzi există tendințe de a se considera că statul național este un model oarecum vetust, o idee de secolul XIX, că viitorul nu ar aparține statelor naționale și națiunilor, dar acest moment de reflexie poate să ducă tocmai la concluzia că rolul națiunii în istorie nu s-a sfârșit. Faptul că noi oricum trăim astăzi într-o țară creată atunci, la 1918, și că destinele noastre sunt totuși legate de această formă istorică care și-a dovedit viabilitatea și care cred că va reprezenta ceva și pentru cei din viitor. Cred că proiectul de stat creat atunci, în 1918, are încă un viitor luminos, rămâne de văzut ce va rezerva deceniile viitoare. Mai multe informații despre evenimentele desfășurate în cursul anului 1918, an important pentru unirea tuturor românilor într-un stat unitar, veți putea afla din filmul documentar Unitatea de neam și de credință a românilor, difuzat în curând la Trinitas TV.